Salutare tuturor! Astăzi începe o nouă serie care se va numi Top 9, iar acum vă prezint cele mai frumoase locuri din lume. No! Muntele Raroima. Acesta se află la granița dintre Venezuela, Brazilia și Guyana. Este cea mai mare formațiune din acest gen de pe platoul din America de Sud, făcând parte din lanțul muntos Pacaraima. Muntele face parte dintr-o rezervație de 30.000 de kilometri pătrați numită Canaima National Park. Munții masivi ai parcului sunt considerați unele dintre cele mai vechi formațiuni geologice de pe Pământ. Cu o înălțime de 2810 metri, muntele Raroima a fost escaladat pentru prima dată în anul 1884. Spre deosebire de formele de relief cu care ne-am obișnuit, are aspectul unui bloc de piatră cu pereți verticali care se termină printr-un platou. Partea superioară conține unele dintre cele mai vechi roci de pe Pământ, adică de acum 2 miliarde de ani. Dunele pictate din Parcul Național Vulcanic Lassen, Statele Unite. Este fără doar și poate unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe Pământ. Pe cărarea Bumpas Hell din Parcul Lassen Vulcanic, ai ocazia să admiri un izvor termar ce fierbe în permanență. Mai mult de atât, parcul include toate cele patru tipuri de vulcani cunoscute nouă și o regiune care seamănă cu vulcanii noroioși ai României. Santorini, Grecia. Santorini este o insulă în partea de sud a Mării Egee, aproximativ la 200 de kilometri sud-est de Grecia continentală. Este cea mai mare insulă a unui arhipelag circular mic, care poartă același nume și este rămășiță a unei caldere vulcanice. Santorini este în esență ceea ce rămâne după o erupție vulcanică mare care a distrus primele așezări. Pamukkale, Turcia. Pamukkale înseamnă în limba turcească castel de bumbac. Este un loc natural din provincia Denizli, în sud-estul Turciei. Orașul conține izvoare termale și travertine. Turismul este și a fost o industrie importantă. Oamenii s-au scăldat în bazinele sale de mii de ani. Digul gigant din Irlanda. Este o suprafață cu aproximativ 40.000 de coloane de bazalt centralizate formate în rezultatul unei erupții vulcanice vechi. Această stranie formațiune de roci vulcanice se află în județul Antrim, pe coasta de nord-est a Irlandei de Nord, la aproximativ 4,8 km nord-est de orașul Busmis. Acesta a fost numit a patra cea mai mare minune naturală din Regatul Unit. Palau. Palau este o țară insulară situată în vestul Oceanului Pacific. Este parte geografică din grupul insulelor mari ale Microneziei. Mulți turiști vin aici să-și petreacă timpul lor sub apă. Palau este una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume pentru scufundări. Vulcanul Aogashima, Japonia. Aogashima este o insulă vulcanică în Marea Filipinelor. Insula este situată la aproximativ 350 de kilometri la sud de Tokyo. Este cea mai sudică și izolată insulă din arhipelagul Izu. Lacul Hillier, Australia de Vest. Acesta este un lac salin la marginea insulei Maider. Cea mai mare dintre insulele și insulițele care alcătuiesc arhipelagul Research de la coasta de sud a Australiei de Vest. Lacul este renumit prin culoarea sa roză, culoare care se presupune că se datorează unicului organism care locuiește în el, numit Dunaliella salina. O altă ipoteză susține că se datorează bacteriilor alofile roșii din crustele de sare. Marele Canion, SUA. Una dintre cele mai prețioase minuni ale lumii, Marele Canion, al fluviului Colorado pe numele său complet, uluiește prin imensitate și prin povestea pe care o spune despre istoria Pământului. Aflat în statul Arizona, străbate Parcul Național Marele Canion. Cei 445 de kilometri de-a lungul cărora șerpuiește Marele Canion s-au format pe parcursul a 6 milioane de ani de activitate geologică și eroziune a fluviului Colorado. Pentru mulți, Marele Canion reprezintă destinația de călătorie maximă din Statele Unite ale Americii.
Marele Canyon este unul dintre miracolele naturii pe care trebuie să-l vezi cu ochii tăi măcar o dată în viață. Pe primul loc avem insulele Maldive. Maldive este o țară insulară formată dintr-un grup de atoli din Oceanul Indian, situat la sud-vest de India. Cei 26 de atoli ai arhipelagului formează un teritoriu ce conține 1192 de insule, din care 250 sunt locuite. Maldive este cel mai mic stat asiatic, atât din punct de vedere al populației, cât și al suprafeței. Este, de asemenea, statul cu cea mai mică altitudine maximă din lume. Când ne gândim la Maldive, ne imaginăm un paradis, plaje cu nisip alb, lagune cu apă turcoaz, pești multicolori, apusuri spectaculoase care îți taie respirația.